Mai mulți tineri din localitatea Sălăjeni, județul Sălaj, au avut ideea de a confecționa un drapel tricolor imens cu o suprafață de 450 metri pătrați. Au vorbit cu localnicii să-i ajute financiar și au reușit să strângă suma de 2000 de lei din care a fost realizat drapelul. S-a organizat o sărbare, mâncarea și băutura au fost oferite gratuit pentru cei prezenți cu ocazia Zilei Naționale a României. După ce s-a desfășurat drapelul, părintele l-a sfințit și a lăudat pe setăni că sunt uniți și că au reușit să facă cel mai mare drapel din Transilvania. Organizatorii ne-au dezvăluit că anul viitor vor merge la Alba Iulia cu drapelul și vor să-l desfășoare acolo. Adică să nu-ți mai ajungi asta dacă îmi poți pe lângă parte. E fixă. Asta. Băi, l-ați legat pe strâng. Ați ajuns-o la paroi. L-am văzut dimineața. Dar cine o legat asta? Hai, mă, leagă. Leagă colțul, leagă colțul. Trage tata. Stai, să leagă colțul primul. Legați acolo. Dani, ai legat? Dani, nu. Biruința asupra tuturor vrăjmașilor. Prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. La mulți ani, România! La mulți ani! Mă bucur pentru acest moment deosebit! La mulți ani, România! La mulți ani, România! Ideea ne-a venit din sentimente pur patriotice și încercând să adunăm pe cei mici și pe cei mari la un loc, implicându-i pe cei mici, implicându-i în confecționarea de cocarde și stegulețe tricolore, iar pe cei mari ajutându-ne în organizare și sprijinindu-ne financiar. Cât a costat acest drapel? Drapelul a costat în jur de 2000 de lei, iar toată manifestarea care este ne-a costat în jur de 6-7 mii de lei, care s-au colectat sumele de la locuitorii din sat și din comunitatea locală din satele vecine. Drapelul va fi arborat de sărbători mai importante, sărbătorile Crăciunului, sărbătorile pascale, sărbători ale satului mai importante, iar la anul dorim să-l ducem la Alba Iulia, să-l desfășurăm la Piața Marii Unirii. Se pare gestul tinerilor că a făcut acest act. Un gest foarte frumos pentru a demonstra că suntem români și ne păstrăm tradițiile românești și îi rugăm și pe cei care sunt departe să vină. Însă emoționată. Am și eu acolo, pe fiica mea, din Iernea, nepoțelul. Am stat 13 ani în străinătate, știu cum e greu, dar toți am impresia că e raiul pe pământ acolo. Nu chiar așa. Fiecare, cum crede și cum gândește noi, ne-am întors acum de 2 luni acasă. Cred că pentru totdeauna, dar nu suntem respectați de părțile de sus cum ar trebui. Un gest deosebit merită toate felicitările noastre și sperăm ca obiceiul, tradiția asta să se păstreze, în special anul viitor la centenar, o să fie un lucru, ne vom implica mai puternic, va ieși mai frumos, mai deosebit. Cu ajutorul sătenilor, tot ce s-a realizat, numai prin efortul consătenilor noștri, la care le mulțumim. Părere foarte bună și o mândrie pentru satul Sălăjeni și pentru tinerii care vor urma de mâna înainte să aibă ce învăța de la moșii și strămoșii noștri. Poate și dumneavoastră aveți un drapel în mână? Da.
Da. Este o chestie incredibilă cum tinerii se motivează și nu numai tinerii, și toată comunitatea din sat și numai din sat. E o chestie, la început s-a început cu fiecare dacă poate dona un leu, 2, 3, 5, 10 pentru un steag. Și uitați acum la ce s-a ajuns aici. S-a ajuns la efectiv un festival care nu este nici măcar în Zalău, care Zalău îi reședința de județ, domnule. În Zalău nu există așa ceva cum este aici la Sălășani. Fiii satului. Bravo lor, felicitări la biserică, la poliție, la toată lumea care s-a mobilizat și au făcut un lucru fantastic, incredibil, pe forțe proprii, fără bugeturi de primării și una alta. Mulțumesc mult! Să ne și fie, domnul să Dino. Ne vedem și noi pe unii. Da, domnul Duran. Domnul Părău, așa, e pe aici. Unul. Da, extraordinar. S-o strânge la fiecare Foarte persoană care cât o putut să dea. Da. Depinde, care cât o fost de darnic. Noi așteptăm că de mult. Din dar să face... Ciolan cu fasole. Da, nu gândeam, e că eu spondus. Vreau să vorbim. Da, da. Foarte bun. Asta e sponsorul de către Săteni? Da, da. Deci cei care vine aici o să poată să se toată lumea, toată lumea care e aici, avem din pentru toată lumea. E gata. E gata. Astăzi gata, sarmalele sunt gata. Unde a fost ăsta pregătit în sat, așa? Da, da. Miros și foarte bine. Este ceva rețetă specială? Da, sau? Da, da, zepost. Asta e zepost cu ciuperci. Ala e bine, din cum. Hai să se ceai. Ceai. Doriți? Ce tip de ceai? Bă, tu le vrei ceai sau ce ai? Despre ce pot. Doriți? Hai să ne luăm și ce ai. Dă-i băie, lingura acolo. Dacă s-o dau. Fără lingura, stai domnul inginer. Nu mă... Pe unde vrei? Dacă am hai să le dăm pe amândouă, da? Daria! Ce e? Thank you.